se transforme în... Mă iertați, domnule Troncă, nu mai avem grav. Mult timp la dispoziție și vreau să mai prezentăm un material foarte important. Este vorba de o declarație făcută de fosta soție a lui Putin. Bine, acest război aduce în atenție o informație absolut halucinantă despre asasinarea președintelui Vladimir Putin și înlocuirea cu o soție. Vă spuneam, sunt acuzațiile făcute de fosta soție. Oare de aceea doi șefi de stat spun despre Putin că nu mai este cel pe care îl știau ei? Cine sunt oamenii din jurul președintelui rus care i-au dorit și hotărât moartea? Aflați din materialul următor. Vladimir Putin a fost asasinat. Această afirmație șocantă, rostită în martie 2015 de fosta soție a liderului de la Kremlin, a stârnit o avalanșă de reacții și vii dezbateri în media rusă. La 2 ani după divorț, Lyudmila Alexandrova Putina a declarat presei occidentale nici mai mult, nici mai puțin că, de fapt, soțul ei ar fi murit și că ar fi fost înlocuit cu o sosie. Ea a declarat că asasinarea acestuia ar fi fost pregătită minuțios. Totul ar fi început în 15 martie 2015, când Vladimir Putin ar fi purtat o discuție cu fiicele sale, apoi în miez de noapte ar fi părăsit locuința și nu s-a mai întors. Imediat după dispariția președintelui rus, Lyudmila Alexandrovna a fost amenințată și obligată să păstreze tăcerea cu privire la moartea acestuia. Și jurnalista Tania Rahmanova a susținut că Putin a fost ucis în urma unei lovituri de stat care a avut loc după asasinarea disidentului Boris Nemtsov. Pe 27 februarie 2015, iar în locul lui ar fi fost instalată o sosie care să execute ordinele elitelor din Rusia. Ulterior morții lui Putin, liderii de la Kremlin au ales mai multe sosii care să-l înlocuiască pe fostul ofițer KGB. O lungă perioadă, Vladimir Putin nu a mai apărut în public, absența sa alimentând speculațiile că nu ar mai fi în viață și că politicienii din cercul său restrâns ascund adevărul, intoxicând poporul rus cu informația că președintele ar fi grav bolnav. O altă informație care a șocat opinia publică a fost aceea că, de fapt, divorțul ar fi fost urmarea faptului că Lyudmila Alexandrovna nu ar fi acceptat să-și continue căsnicia alături de o sosie. Speculațiile că avem de-a face cu un nou Putin au fost alimentate de noua înfățișare a președintelui. Liderul de la Kremlin, deși are 69 de ani, arată mai tânăr decât la începutul primului său mandat de președinte al Federației Ruse și nu există informații veridice despre eventualele intervenții chirurgicale, estetice sau tratamente cu steroide la care să fie apelat. Cine face parte din elita care ar fi dorit și dictat moartea lui Putin rămâne un mare mister. Despre oamenii cu care s-a înconjurat președintele rus, majoritatea oligarhi, s-au scris zeci de cărți. Au făcut dezvăluiri și dizidenții ruși ca Alexei Navalny, dar informațiile rămân fluide pentru că mulți dintre cei care l-au ajutat pe Vladimir Putin să acceadă la putere au sfârșit ca rivale ai acestuia, fiind aruncați în pușcărie ori otrăviți. Un exemplu edificator este Sergei Pugachev, poreclit bancherul Kremlinului, care, deși l-a ajutat pe Putin să preia puterea și părea de neatins, a fost nevoit să fugă din țară și a pierdut tot, alegându-se și cu un dosar penal pentru falimentarea băncii sale, deși susținea că banii investiți erau ai lui. Domnule Niculescu, este doar e un mit chestiunea aceasta? Nu, eu cred că este un fake, nu un mit. Este un fals. E o chestie științifico-fantastică, vehiculată din surse rusești. Este total neverosimit. Stai să zic că totul a pornit de la soție, soție care da? E tot sovietică. La Putina, care spune că nu l-a mai recunoscut și că dânsa crede că ar fi da, deci acum poate vorbi, deci nu putea vorbi acolo că o terorizau, dar acum în condiții de război vorbește. Mi se pare neverosimit. Mi se pare, momentul este mult mai grav decât dacă o spunea în urmă cu mai mulți ani și eu personal cred că este un fake, la fel cum circulă zvonul care avea cancer ca să ne sperie pe noi, domne, șeful el mare are cancer, deci el este nebun, poate să facă orice, apasă pe butonul nuclear. Și nu mai contează că oricum moare și poate să distrugă toată planeta. Exact, nu-i mai pasă. Nu apasă singur pe butonul nuclear, tocmai, mai sunt nu încă e chiar două singur, persoane. Exact.
Bun, dar doamnelor, e o speculație care cred că servește cauzei rusești. Este foarte posibil și acest lucru. Așa e opinia mea.